Salutare tuturor, eu sunt Ianis și în video de azi ne vom juca Fisk. Mai ne-am jucat odată jocul ăsta pe canal. E un joc cu pești, cred că deja știți. Nu știu de ce am lag. Chiar nu știu de ce am lag. Este cu un joc cu pești. Și în video de azi, eu știți că în video trecut am luat o mapă cu niște coordonate și în video de azi am luat un GPS și vom merge la mapă. Deci, mapa e la 1134 și coordonatele ar trebui încolo să mergem. Da, încolo ar trebui să mergem ca să crească ăsta și ăsta să crească, să scadă. Sau? Ia stați. Deci 1134. 1. Acolo scadem și nu e bine. Stați. Trebuie. Fim aici. Nu, invers. Să spun puțin băieți că nu... E 11. Deci, trebuie să fie... Și zău e minus. Zău e minus, frate, deci ar trebui acolo să mergem. Să scadă zău. Zău minus 1236. Aici crește zâu. Și aici scade. Scade zâu. Ok, mergem încolo. Să mergem încolo acum. Suntem la minus. Și trebuie 1000. Și trebuie minus 1000, bro. Fie 130. Ok.
Trece robon. Hai să vedem. 4. Cinci, unu, patru. What? Ok, acum, băieți, fiindcă am luat ăsta, am câștigat 4.000. Eu sunt destul de bucuros că am câștigat 4.000, deoarece e o sumă destul de măricică. Hai acum să mergem la Muswood să luăm o nouă undiță. Să mergem, avem aici GPS-ul. Mergem la Muswood. Avem destul de mulți bănuți. Hai acum să mergem la Muswood și să... Da, eu zic că e destul de mișto joculețul. Scuzați că câteodată am lag, nu știu ce... Cred că știu ce se întâmplă. Dau și o exit aici la toate astea. La Vanguard. Și da, haideți să ne continuăm videoul. Și eu sunt destul de bucuros fiindcă am luat atâția bani. Acum putem să ne luăm o nouă undiță. Mergem aici să ne cumpărăm o nouă undiță. După mergem la Forgotten Shores, deoarece acolo dau pești foarte buni. Adică mie mi-a dat un pește 500 de dolari costa. Și gen plastic rod, ăsta e carbon. Ăsta e fast road. Ăsta e lucky road. Lure speed. Control. Switch și ăsta. Haideți să mai să dăm puțin fish, să pescuim puțin, ca să vedem ce face fast road-ul. Ok, mi-a dat ceva, nu cred că e ceva bun, oricum aici peștii nu sunt... Nu sunt cei mai buni pești aici. Facem imediat și da. Catch, nu, haide să vindem. Macarel. Vindem inventory. Altul să-l mai inventory. Încă 100 și mai facem de câteva ori așa și facem 500, eu zic.
Da, perfect, ăsta, shake, shake. Eu zic că e interesant joculețul. Nu știu, mie îmi place, e interesant cu pești, cu tot felul de creaturi. Și da, dacă vă place jocul, nu uitați să îmi lăsați un like și să puneți un comentariu. Nu știu de ce tot sunt de... nu sunt activate, nu știu, eu le activez, dar nu... Nu știu. Dar o să văd eu și rezolvăm. Hai acum să... Și dacă vedeți bine, am aici. Am dat enchant. E breezed. Adică luck is increased by 60% când e... Cum e? Când bate fri, când bate vântul. Când bate vântul, îmi face undița mai bună. În fine, nu înțeleg de ce am lag. Dar haideți să facem aici. Shake, 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 shake. Trebuie să-mi dea și mie ceva bun, gen rar. Uite, îmi dă macherel în continuu. Am level 10? Mișto. Like to sell my inventory. Încă 111. Mai facem așa de două ori și... Da. Oricum, facem... Ne luăm un rod nou și nu mai stăm aici. Că nu... Cum se cheamă? Nu prins pești buni. Știu, e un loc unde prins numai mitici și epice. Cred că am mai prins alge, da? În fine, aia e. Haideți să dăm aici, să vedem ce pică. Glossy Mackerel. Dăm shake, 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 shake. Facem așa. A. Da, din greșeală. Shake, 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 shake. Stați că am puțin lag. Facem așa. După ce vinem tura asta de pești, o să-mi dau un... cum se cheamă? O să-mi dau un... un restart la... O să dau alt F4, să-mi dau restart la joc, că nu... Tu care... Și intrăm aici. Punem aici așa. Bam. Intrăm pe fisc. Nu știu cum se pronunță fisc, fișc. Adică nu așa se scrie fiș. Fiș se scrie scriu pe chat acum. Dacă am chat. Așa se scrie fiș. Nu fisc. Dar oricum aici se încarcă mereu greu.
Ok. Așa, și am intrat e noapte pe serverul ăsta. Haide încă 2 pești și vedem dacă putem să ne luăm undița aia. Te băiatul ăsta cu pisica, cu cap de pisică. Are level 6 și are aceeași de asta ca mine. Eu o păstrez pe asta că gen are upgrade. Dar acum când o să am bani și o să-mi iau altă. Cum se cheamă altă? Undiță. Nu știu, văd dacă e mai bună, că dacă e mai bună cu 20 de chile, nu se merită. Că cumva ce vreau eu să iau, ce vreau eu să iau, gen carbon, e, cum se cheamă, din, are 600 de kilograme și costă 2000, cred. Da, 2000 cred că costă, nu știu. Și asta care vreau eu acum să o iau costă 4500, adică e o diferență destul de măricică, dacă mă întrebați. Face AFK. Moosewood Village. I like to sell my inventory. Încă 100, hai, avem bani. Luck. Cum să cumperi așa ceva? Deci era mai slabă decât asta aia. Ok, am luat carbonul. Breeze. Ah, carbon aici. Lua carbonul, haide să ne luăm barca, dacă puteți să-i spuneți barca. Un surfboat. Un surf. Unde s-a de surf, dar nu e problemă. Vreau să văd ce are mușulețul ăsta. În fine, hai să mergem la Forgotten Shores. Acolo se prind cei mai mulți pești, adică din experiența mea. Avem aici carbon rodul. Și haide să mergem. Nici nu o să întreb. Nici nu o să întreb, nu e treaba mea. Like, așa barcă ar fi distractiv să te plimbi. Dar nu-i problema că noi mergem cu surfboat-ul. Suntem fericiți aici, intrăm în apă, pe muzi acum, dar e Roblox. Noi, what the fuck. Deci băiatul ăla se duce, face așa ca să-mi facă mie, să fiu invidios, nu? Bă, țăranule, ia vino bă tu aici, că îți dau cu surfboat-ul în cap. Dau cu placa de... Cum se cheamă? Îți dau cu placa în cap. Ia vino tu aici, țăranule. Forsaken, nu e forgotten, e Forsaken Shorts. Ia vino mă aici să îți dau cu undița în cabă. Bă, urâtule. În fine, a plecat acum. Pun și eu microfon așa să mă aud. Bine, rău de tot! Vine rău de tot, gen.
Și da, e un lac aici, care am auzit că se prinde bine. Am auzit de la tataie. Bă, tataie acum se joacă fotbal prin curte cu animalul. Tata, nu știu ce face. Glumesc, vă dați seama, dar... Da. N-am ce să fac. Acum haide să pescuim, deoarece avem nevoie de bani. Sincer, nu știu de ce avem nevoie de bani. For real, for real. Haide să dăm shake, shake, shake. Așa punem până prindem aici. Știu că mereu când sunt aici prind bine. Ah! Am ratat. Bam, 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 bam. Ok. Shake, 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 shake. Shake, shake. Shake, shake. Dăm așa shake. Da, asta e normal. E un pește normal. Are 7 kg. Am dat amazing. Acum îți dăm shake, shake. Și da. Când facem 4 pești, 3 pești, îl prindem, după îi vindem, după aceeași chestie până ne sună apa în cap. Nu, nu e momentul bun de lag. Nu e momentul bun de lag. Oh my, Scurfy Sailfish, care are 46 de chile. Uitați ce frumos e, cu ochii albaștri. Da, mișto. Dăm shake, shake. Ne dăm așa mai în spate. Shake, shake, shake. Facem așa până prindem alt pește. Că de ce nu? Uite, băiatul ăla prinde ceva galben. Prindem un butoi. Un butoi prindem. O să prindem un butoi. Fish barrel. Ce ziceți? Îl vindem sau nu îl vindem? Eu vreau să văd cât costă. Hai să vindem. Sau îl deschidem. Hopa! Hopa! What? Imaginați-vă că era să-l vindem. Haideți să vindem tot inventoriul. 400. Eu zic că e destul de puțin pentru un pește cu atâta. Bait crate, da, mi-au un bait crate că de ce nu? Dat câteva așa. Mergem acum la lac. Băgăm baitul, nu știu cum se traduce, dar îl băgăm. Și da. Băgăm un shrimp. Un crevete. Ok. Shake, shake, shake. Dăm shake aici. Shake.
Shake. Shake. Dăm shake până nu mai putem. Și da. Bă, eu sunt bucuros că am luat. Trebuie să mă concentrez aici, băieți, că... Save the Hunter, just cut. Serpent Skull. Păi haide să vedem ce facem cu asta. Giant Serpent Skull. Nu știu ce se... ce faci cu asta. So thank you so much. Okay, anyways, to get these two ancient skulls, what you guys want to do? It's them locations. Where you guys can make it so much more easier for you. You don't have to spend as long. I got donated these two, but I did watch him fish it out for like, I think it was about okay. 5 minutes it took. So, yeah, so the first step, we're going to go over to Forsaken Shores. If you're trying to fish at my, go there, you can just, okay, like, so have a look, right here, this, go check that out, we got it now, but yeah, like, so much of these, but this, na, nu arată ce să fai, eu cred că îți pic așa, na, haide să-l vindem. Trebuie să fie ceva rar, că, da. Hello, I like to sell this. Să 1000 și ceva. Binișor. Binișor. Cer nici nu prea mă interesa ce e acolo, dar... Ceva și cu ele că am undițam. Și da, acum... Trebuie să merg. Și da, trebuie să mergem să mai dăm aici grind. Să mai luăm. Shake, 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 shake. Și dăm shake așa până ne pică un... No way. Doamne, bro, dar e greu rău de tot să prinzi. Hai că l-am prins. Scurfy Sailfish. L-am chinuit atâta pentru el. E mitic.
Cred că e mitic. Da. Nu știu ce e legendar, mitic. Spuneți voi în comentarii. Dar da. Dăm aici shake. Încă unul. Și ăsta are aceeași pești. Ăsta are 16 kg și ăsta aproape 60. Haideți să le vindem. Ăsta e mai mare. Da, uitați aici pești. Păi și ca să nu fac video atât de mare, băie și fete, eu am fost Ianis, adică Cozex, și noi ne vedem data viitoare, când nu știu ce o să ne jucăm, dar ne vom juca ceva, sigur. Ne vedem data viitoare, eu am fost Ianis și pa!